Știu că uneori te enervezi sau te fac să-ți ieși din fire, dar îți mulțumesc pentru toate clipele petrecute împreună și să știi că te iubesc mult. M-am ținut asta cu fetele. Ce trenul a venit pe linia aia. Eu mergeam pe linia asta așa. Claudia era înainte, era Teotora și în spate era mie după tașele. Și mergeam pe mașina asta întorc. Ce viteză a avut trenul acela să-mi iei fata de aici și până acolo și sub tren să-mi o pace aici, între linii? De acolo mi-a tras fata mea, o spulat așa, prin aer. O spulat. Prin aer. Eu am mers să o prind, de picior s-o tras înapoi, dar n-am mai putut. A fost trenul prestemat mai puternic decât mine. A fost. Și aici? Aici, între ăștia, o pita fata. Aici, între ăștia, o pita fata aici. Și a venit de acolo la ea, am luat-o de aici, de jos, am mutat-o aici, pe pietrele ăștia, de aici, de la pietre, am lăsat-o aici, am mers la tol, am luat-o pe cea mită, cifarița tu haine, am pus-o pe aia mită aici, pe linii, aici, am pus-o pe cea mită, după aia am venit înapoi, am luat-o pe cea mare de aici, pe Claudia, și am luat-o așa în casă, mai avem 10 metri și ajungeam în dară. Sunt oamenii tare vor să ajungă la dară, vor merge tot pe atolo. Tot pe atolo va merge pe tută, n-ai une. Tată, mergi pe atolo, pe sosia, vine mașina și te lovește. Tată, mergi pe aici, vine trenul și te lovește. Pe une trebuie să mergem, ta viața noastră să nu fie în pericol?